Mai mulți șoferi au găsit o metodă aparte de a protesta față de prețurile mari la carburanți. Aceștia au alimentat cu câteva sute de mililitri, în unele cazuri chiar cu 49 de mililitri de motorină, și au spălat parurizul, după care au făcut plățile. Timpii prelungiți au făcut ca uneori să se formeze cozi cu cei care doreau să alimenteze, așteptând eliberarea pompelor. Șoferii s-au mobilizat pe rețelele de socializare. Ei au venit în număr mare la o benzinărie și au început să alimenteze cu sume mici, după care așteptau din nou la rând pentru a alimenta în același fel. Conform G4 Media, aceștia au alimentat cu câteva sute de mililitri, în unele cazuri chiar cu 49 de mililitri de motorină, și au spălat parbrizul, după care au făcut plățile. Timpii prelungiți au făcut ca uneori să se formeze cozi cu cei care chiar doreau să alimenteze așteptând eliberarea pompelor. În ciuda încercărilor acestora, practic, stațiile PECO nu au putut fi blocate efectiv, iar cetățenii care au dorit să alimenteze au făcut-o fără probleme, doar că au așteptat mai mult cu câteva minute. Potrivit IPJ Botoșani, a fost efectuat și un apel la 112 de către un angajat al benzinăriei, care a reclamat faptul că aceștia stau mult la pompă. Un echipaj de poliție a ajuns la fața locului, dar nu a fost înregistrat niciun incident, atâta timp cât clienții alimentau și plăteau la final, nefiind prevăzut un timp de alimentare sau o anumită cantitate minimă. Un protest similar a avut loc luni și la Târgu Jiu, unde mai mulți șoferi au blocat pentru scurt timp o benzinărie. O asociație a transportatorilor a cerut tuturor șoferilor din România să participe la un protest național pe data de 30 iunie față de creșterea prețurilor la carburanți, conform g4media.ro. Șoferii sunt nemulțumiți de creșterea exagerată a prețurilor din ultima perioadă. În continuare se fac diferite mobilizări pe rețelele sociale pentru a se organiza proteste. O mare acțiune va fi organizată pe data de 30 iunie, conform adevărul.ro.